Bun găsit, stimați telespectatori! În periplul pe care îl întreprindem în Arhiepiscopia Timișoarei, adică în județul Timiș, cu binecuvântarea înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, suntem astăzi oaspeții Mănăstirii Partoș din comuna Banloc. Mănăstirea Partoș reprezintă pentru... Noi, românii și românii ortodoxi, un reper anume, un reper deosebit, nu numai prin vechimea acestei vetre monahale din zona de câmpie a banatului, dar mai ales, desigur, în primul rând, prin faptul că ea este direct legată de existența pe aceste meleaguri a Sfântului Ierarh Iosif cel Nou, așa cum este el numit în calendar, Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș. Vom evoca în cele ce urmează aceste evenimente care l-au adus pe Sfântul Iosif a fi și viețuitor aici, dar mai înainte chiar ierarh al acestor meleaguri, mitropolit al Timișoarei. Însă mai înainte aș dori să vă spun, să vă precizez lucrul acesta, că Mănăstirea Partoș, cum spuneam, este în zona de șes a Banatului, situată însă foarte aproape de granița cu Serbia. Sunt numai 2 km de aici până la granița cu Serbia, așa încât putem spune că suntem la un capăt de țară aici. La un capăt de țară care a intrat în hotarele României mari, începând cu anul 1919, cu vara anului 1919, împrejurare care pentru noi aduce acum, în anul 2019, aniversarea unui centenar. De aceea, aici, la fruntariile țării, ne plecăm încă o dată frunțile înaintea înaintașilor noștri, care au făcut posibilă, prin jertfa, lupta și credința și statornicia lor într românism și ortodoxie timp de veacuri, acest uh, moment uh, de mare uh, însemnătate, culminant al istoriei naționale, care a fost uh, Marea Unire de acum 100 de ani și, uh, în același timp, ne gândim la ce semnificație deosebită poate să aibă iată un asemenea reper un adevărat stâlp de rezistență a conștiinței noastre ca români și ca ortodoxi într un loc uh, aflat foarte aproape de granițele României actuale. Uh, stimați telespectatori, mănăstirea Par Partoș din comuna Banloc este locul în care am uh, Poposit împreună cu părintele Arhimandrit Simeon Stana, care este exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, care ne-a însoțit cu multă amabilitate, cu deosebită căldură, cu frățietate, până aici, cu dragostea de a vă putea împărtăși cele mai semnificative momente din istoria multiseculară a acestui așezământ monahal. Așadar, cu mulțumirile pe care vi le adresăm dintr-un început cuvioase Părinte Arhimandrit, vă rugăm să purce de mai evoca trecutul atât de emoționant al acestei vetre monahale, începând cu cea mai veche mărturie care coboară la anul 1571, dar ne uitând să spunem că este vorba de un anume fel de mărturie istorică care ca și în alte multe împrejurări asemănătoare, vorbește despre o preexistență. Adică ea vine să constate existența mănăstirii aici, în, nu în temeierea ei. Deci ea este mai veche, mănăstirea Partoș, aici, desigur, din secolul XVI, poate și mai dinainte, având în vedere, așa cum evocam într-o altă ediție, care a fost realizată la alte vetre monahale din această zonă de șesa Banatului, la Cepza sau în această frumoasă vată monahală a mănăstirii Săraca. Faptul că, cu multe veacuri înainte de acest secol XVI, când aflăm prima mărturie despre mănăstirea Partoș, în zona aceasta de șesa Banatului, în contextul mărturiilor vechi referitoare la mănăstirea Săraca, se făcea o mențiune încă de prin secolul XIII și la cum până dintre secolele 13 și 14 de existența unor vetre monahale care făceau prozelitiți din perspectiva Bisericii Occidentale, Bisericii Catolice care desfășura atunci sub uh, uh, auspiciile Coroanei Maghiare uh, o activitate intensă aici, uh, fiind uh, efectiv uh, uh, în uh, impas datorită Acestui, acestei lucrări a mănăstirilor ortodoxe. În documentul respectiv, referitor la mănăstirea Săraca se vorbește de mai multe vetre monahale care, în această zonă de șesa banatului, la vremea aceea, aveau acest statut conferit de călugării franciscani de schismatici. Așadar, pentru noi este limpede că era vorba de ortodoxi din perspectiva celor care scriau atunci. Așadar, printre acestea este posibil să fi fost și vata aceasta de la Partoș, care, cum spuneam, este atestată în 1571, dar noi ne putem gândi cu bună încredințare că ea va fi fost cu mult timp anterioară. Dar să procedem începând totuși din acel an ce anume ne împărtășește nouă anul 1571, confirmându-ne existența mănăstirii Partoș atunci. Dacă mă îngăduiți, aș începe cu un gând pe care l-a exprimat Părintele Mitropolit Ioan de curând, gândind Partoșul într-un într arc care are cealaltă Parte așezată la, la granița de nord a țării cu Putna. Așe, deci a așezat Partoșul într-o corespondență cu Mănăsirea Putna, pentru că doi sfinți au staturnicit într-un anume fel hotarul țării. La Putna Ștefan cel Mare și iată, la Partoș sunt Iosif. Și uh, simbolica nu este deloc exagerată pentru că sunt două sanctoare ale neamului și ale bisericii noastre. Pentru că înțelegem prin sanctuar uh, un loc unde un sfânt își are mormântul. Și iată că aceste uh, morminte uh, a străjuit uh, țara și neamul și biserica. Însă partușul și putem gândi nu doar ca o bornă care străjuiește țara, ci ca o bornă care străjuiește, am putea spune, cerul. Pentru că pentru noi și pentru credincioșii care îl cinstesc pe Sfântul Iosif și cei care îl cunosc pe Sfântul Iosif, prin Comuniunea de rugăciune și de viață creștinească, pentru aceștia, partușul este o poartă a cerului. Deci putem înțelege că partușul este locul în care pământul se întâlnește cu cerul prin rugăciune, prin, dacă vreți, lucrarea sublimă pe care o împlinește biserica atunci când ne gândim îndeosib la Dumnezeasca Euharistie. Și Euharistia este spațiul în care pământul se întâlnește cu cerul. Și de acest lucru se bucură toți cei care se împărtășesc din Hristos, adică se împărtășesc din Comuninea Cerului. Dacă ne gândim și istoric, din punct de vedere istoric, la mănăstirea partoșului, așa cum aș și pomenit, din preună cu multe alte așezăminte monahale din Pusta Banatului, sunt unii istorici care cred că îndreptățit le numesc fice ale Morisenei. Adică mergem cu gândul că secolul 11 acolo după ce schismaticii de care pomeniați au fost alungați de acolo, ei s-au răspândit în, și au creat alte vetre monahale în țara banatului. Chiar dacă, din punct de vedere documentar, putem vorbi despre o atestare a, în speță a Partoșului la 1571, e clar că aceasta preexista și dacă ieromonahul la Lavrentie, trecând prin Banat și zăbovind ceva vreme la Mănăstirea Partoș, el lasă o semnare pe un antologion. E o certitudine pentru noi că el venea într-o vată monahală, a locuit pentru o vreme în drumul său în, aceast, în acest loc, lucru care pentru noi este, de ce nu, o certitudine că mănăstirea nu și are începutul, bineînțeles, cu anul acesta, cu 1571, ci aceasta exista și înainte, chiar cu mărturii care vorbesc și despre școală bisericească, unde se pregăteau viitorii slujitori ai altarilor și viitorii cântăreți sau alți slujitori care deserveau, bineînțeles, biserica. Și nu întâmplător, Sfântul Iosif, își găsește, ca popas, înainte de a intra în veșnicie, tot locul acesta de la Partoș. Lucru care uh, ar trebui pentru noi să uh, să, să, uh, să ne facă să înțelegem că aici exista totuși o comunitate cu o anumită statornicie în, ce, în ceea ce înseamnă viața călugărească, Chiar dacă în însemnările uh, documentare se precizează că această comunitate avea în jur de șapte viețuitori uh, pe parcursul timpului, în decursul timpului. Aș spune că uh, e potrivit uh, acum aminti faptul că uh, față de aspectul actual uh, al uh, zonei în care se află vatra mănăstirii Partoși, când ne gândim la acea epocă, la secolul XVI, înainte de secolul XVI, în, în veacurile anterioare și apoi chiar la secolul următor, la secolul în care uh, vom uh, trece imediat pentru a evoca uh, cele legate de uh, Sfântul Ierarh Iosif uh, cel nou uh, de la Partoș, uh, trebuie să, să avem în vedere că e o diferență foarte mare. La vremea aceea sunt izvoare care mărturisesc deja despre perioada mai târzie, despre secolul XVIII, perioada de după instaurarea stăpânirii austriece asupra banatului, că zona aceasta era o zonă împădurită, cu codri foarte mari și cu arbori seculari, de asemenea o zonă cu bălți, cu mlaștini, o zonă destul de greu accesibilă care uh, înleznea, am zice, retragerea aceasta și liniștea monahilor în această uh, pustietate a uh, comuniunii cu Dumnezeu în solitudine. Uh, deci, uh, vorbeam și venind încoace uh, despre lucru, faptul că uh, vatra satului Partoș uh, a cunoscut în uh, perioada mult mai apropiată de noi o deplasare către Zona mănăstirii, în așa fel încât, în momentul de față, satul practic înconjoară, sau mai bine zis, mănăstirea este înconjurată de locuințele, de cl clădirile satului Partoș, diferind fundamental de cum era mănăstirea odinioară. Dar ea rămâne foarte semnificativ legată de această acest teritoriu și de, comun, de cum să spun, de, de această capacitate de a fi puținul aluat care dospește toată frământătura. Aș zice că ne putem gândi puțin așa metaforic la faptul că mănăstirea a fost cea care în timp a alimentat această mișcare de apropiere a credincioșilor spre ea prin valoarea trăirii monahale de aici, prin virtuțile Acestui reper în conștiința românească, prin, și prin alte argumente care sunt de altă natură, a favorizat, să zicem, această înconjurare ei de către casele localnicilor. Acum să mergem, pe cuvioase părinte Arhimandrit, la evocarea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou. Și spunem telespectatorilor noștri, am mai punctat într-un scurt recurs biografic atunci când am prezentat Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Faptul că el a venit pe lume în anul 1568 în Raguza din părțile Dalmației, deci este venit pe țărmul Mării Adriatice în viață și uh, că la o vârstă fragedă a fost dat de mama sa, pentru că tatăl său, din păcate, s-a prăpădit când el era încă foarte mic. Așa a fost dat la, la învățătură la Ohrida, de acolo a pornit drumul lui, chiar și drumul în monahism, adică deja când avea 15 ani, la 1583, a pășit pentru prima dată în mănăstire în mănăstirea din Ohrida. A stat acolo vreo 5 ani ca noviciat, ca cum se zice, așa, ca frate. Și uh, abia după cinci ani când am plinit uh, vârsta de 20 de ani, a făcut pasul cel mare către uh, Muntele Athos. Uh, să evocăm în continuare parcursul vieții lui acolo la Atos până când să ajungem la ceea ce a însemnat pe la jumătatea secolului următor, la o vârstă foarte înaintată, o să vedem îndată, venirea lui pe meleagurile noastre. Mergând pe șirul evocărilor pe care le-ați menționat anterior, mă gândesc la un gând, acela că monacul este iubitor de liniște. Pentru că în liniște își poate împlini rugăciunea, și în liniște poate să ajungă la acea stare de comuniune cu Dumnezeu, prin rugăciune. De aceea, cei care au stat urnicit această vatră monahală la Partoș au făcut-o într-un loc departe de, să zicem așa, comunitățile celor care trăiau viața în sate și orașe în zona aceasta. De aceea chiar un document, o hartă realizate de cartografii austrieci la 1723, arată partoșul înconjurat de păduri. Știm că satul era pe partea dreaptă a râului Bărzava, care în condiții speciale s-a mutat în jurul mănăsirii. De ce lucrul acesta? Pentru că, vedeți, întotdeauna biserica în general și mănăsirea în mod special a reprezentat cel puțin un punct de atracție, să zicem, social. Dar mai degrabă oamenii și mai ales împrejurări deosebite ale vieții personale sau ale comunității își încredințau toată nădejdea în Dumnezeu. Ați evocat la, la începutul discuției noastre paralela între Partoș și Putna. Putem spune că aici s-a întâmplat în timp ceea ce era cazul și acolo și în atâtea alte situații. La Putna când a așezat Ștefan cel Mare mănăstirea când a tras cu arcul ca să așeze altarul în titorii sale pe valea aceea nu exista nicio altă locuire, nicio altă așezare, iar acum satul Putna vine aproape până la intrarea în mănăstire. Așa că e de înțeles că fenomenul acesta s-a putut repeta și în alte locuri cum s-a întâmplat și aici. Iată deci un loc preferat și pentru Sfântul Iosif la ani de bătrânețe să se retragă aici la Partoș. însă el vine la Partoș la sfârșitul unui unui parcurs uh, spiritual uh, de devenire uh, ca creștin în primul rând, după ce se naște într-o familie de creștini, primește numele de Iacov la botez. În împrejurile pe care le-a spomenit, ajunge în Ohrida, după ce rămâne orfan de tată și în condițiile care în ohrida a și fratele mamei, acolo își continuă anii frage, să zicem așa, a itinereții. Însă punctul culminant în sensul devenirii lui reprezintă așezarea la Mănăstirea Pandocrator, pentru că tot mărturiile bisericești vorbesc despre tunderea în monahism acesta la Mănăstirea Pandocrator din Sfântul Munte Atos. Iar de acolo uh, continuă, precum o albină, să, să se perinde uh, prin mănăsirile atonite, acolo unde și ascultarea uh, îl chema, să se împlinească. Și uh, siropotam, uh, vatoped, ped, uh, cutlumuș, cu cutlum, mai târziu, deci, uh, la, mai târziu uh, ulterior la Sfântul Ștefan în Adrianopole. Pe la metoacele, da, a fost pentru prima dată egumen, după ani de după stat ani, în da. După ce da. faima ei se consacrase, a fost uh, învrenicit sau mai degrabă chemat de, de, de către uh, patriarhul de Constantinopol să aibă grijă și de această comunitate din Adrianopole, după ce el se perindase și prin Limnos la metoacele uh, mănăstirilor atonite, dat fiind faptul că tot uh, mărturiile istorice ne vorbesc despre faptul că mama lui se trăgea din Limnos, o insulă în apropierea Sfântului Munte Atos. După care a urmat reîntoarcerea la Atos, de data aceasta ca egumen, ca întâi stătător al obștii de la Cutlumuș. Amintesc acum telespectatorilor, Cutlumușul este una dintre mănăstirile atonite cele mai strâns legate de istoria noastră. Sigur, domnitorii da. noștri au avut contribuții uh, titoricești, uh, fundamentale, uh, extrem de importante și de durată la toate mănăstirile atonite aproape. Dar uh, Cutlumușul, începând de pe vremea lui Vladislav I. Vlaicu, este cunoscută ca mănăstirea uh, țării românești. Da, mănăstirea Ungrovlahiei. Ungrovla cu, uh, da, cu foarte multă jerfelnicie din partea Țării Românești, în primul rând, și iată-l ajuns egumen acolo până la o vârstă destul de înaintată, când a socotit la un moment dat că e potrivit să se retragă. Deci, el deja spre jumătatea secolului al XVII-lea se afla retras din egumenat pentru că se apropia de vârsta de 80 de ani și se retrăsese la Vatoped, una dintre mănăstirile în care fusese și în tinerețe și își petrecea acolo în liniște ultimii ani ai vieții. El s-a dus la Vatoped ca să trăiască în liniște partea finală a vieții, în rugăciune, în contemplație, în comuniune cu Dumnezeu, în singurătatea aceasta a rugăciunii inimii. Ei bine, acum se întâmplă ceva. Aș vrea ca acest moment al Sfântului Iosif, din viața Sfântului Iosif să-l subliniem cu toată semnificația lui. Când el s-a apropiat deci la, de vârsta de 80 de ani la Atos, fiind la Vatoped, era în primul rând, cum a spus Sfinția voastră și poate că evocați în continuare, foarte bine cunoscut, de devenise cunoscut inclusiv prin minunile care se săvârșeau, mai ales vindecări. Era căutat chiar atunci la... Atos așa numele lui ajunsese departe, inclusiv pe meleagurile acestea ale banatului. Când deodată vine chemare de unde până unde, din banatul acesta care la vremea aceea era ocupat de otomani, dar era în preajma acestui eveniment, banatul încă stăpânit de regatul maghiar, să vină mitropolit la Timișoara. Eu vă, vă, vă mărturisesc și vă, vă rog să preluați ștafeta evocării în continuare, că am reflectat foarte mult la pilda pe care Sfântul Iosif ne-o dă alături de alți mați Sfinții Ortodoxiei sau Sfinții Ortodoxiei Românești. La vârsta aceea înaintată, din liniștea la care te-ai pregătit să te afli în ultimii ani ai vieții, să te pomeniști dintr o dată chemat la o activitate Pastorală intensă, la o activitate uh, consistentă de administrație și de uh, lucrare bisericească, reprezenta o pur și simplu o, o, o depășire a uh, posibilităților fizice pe care uh, el și le evaluase deja din momentul în care se retrăsese din egumenatul de la Vatoped. Și faptul că a asumat totuși la stăruința cât de calde, cât de intense vor fi fost rugăciunile românilor veniți de la Timișoara să-l roage să le fie mitropolit, încât l-au determinat să zică până la urmă haide, facă-se voia voastră. Pentru că uh, uh, mi se pare pilduitor uh, lucrul acesta pentru orice uh, viață de om, că o chemare din aceasta, uh, la un moment dat trebuie să ai și tăria să o, să o poți asuma în pofida poate chiar a unor slăbiciuni pe care le ai. Deci el ne, ne dă o lecție, efectiv, Sfântul Iosif în această împrejurare, când acceptă în 1650 să vină la vârsta de 80 de ani în Timișoara ca mitropolit. Nu este ușor să încercăm să realizăm contextul deplin plin a ceea ce a însemnat să zicem așa, mobilul venirii Sfântului Iosif aici în Banat, în primul rând evocând vârsta acesteia. Însă, vedeți, nu avem de a face cu orice fel de om, nu ne raportăm la orice fel de conștiință, ci la un creștin, la un monah care și-a asumat viața de creștin și de monac, într-un mod, într mod cu totul de plin, așa cum zice și Troparul, din, tine, din tinerețe te-ai supus cu totul Domnului. Și dacă din tinerețe Dumnezeu i-a fost ocrotitor, eu sunt convins că și la bătrânețe sau la, la atâția ani cât Dumnezeu rânduie pentru fiecare dintre noi și-a asumat această călătorie nu doar în spațiu, și mai ales într-o lucrare. Eu, pentru noi, deja o certitudine faptul că devenise vestit, întâi de toate în Sfântul Munte, pentru viața lui virtuoasă, pentru virtutea care se transformase în facere de minuni, virtutea care se transformase într-o sinergie cu Harul lui Dumnezeu, care ne este, până la urmă, dăruit tuturor. Însă Iosif, a avut această uh, virtute a viețuirii care, uh, să zicem așa, modela harul prin lucrările pe care ele le se cu rugăciune, cu post, cu toată nevoința, cu tot ajutorul pe care încerca să-l ofere tuturor. Uh, și nu întâmplător, uh, chiar minunile săvârșite de cum a pus pasul, uh, de cum a pășit în pământul banatului. Au fost dovada acestei virtuți: că este, un, este cu adevărat un om al lui Dumnezeu, că este cu adevărat uh, chipul lui Dumnezeu, uh, lucrător în lume cu generația lui de oameni și iată, prin ceea ce uh, face și până în ziua de astăzi. Pentru că minunile se săvârșesc neîncetat. Ori de câte ori cei ce îi se adresează vin cu credință și cu. Sufletul înflăcărat că Dumnezeu face minuni și prin Sfântul Iosif. Să evocăm în mod special acea minune care a rămas în conștiința generațiilor până astăzi de creștini din practic tot cuprinsul românesc. Minunea incendiului care a fost potolit printr-o ploaie intensă, venită la rugăciunea Sfântului Iosif. Nu întâmplător, el a fost asumat ca protector. Al tagmei, să zicem, pompierilor, pentru faptul că, într-o împrejurare dramatică pentru orașul Timișoara, orașul fusese cuprins de un incendiu puternic. Vântul sufla cu putere, așa cum se întâmplă și astăzi, și putem observa în alte locuri din lumea aceasta astfel de nenorociri care se abată asupra naturii și a oamenilor și a comunităților. Iar mărturiile. Ne vorbesc despre faptul că s-a așezat la rugăciune și până nu s-a ivit un nor care a potolit incendiu printr-o ploaie năprasnică, să zicem, nu s-a ridicat de la pământ, de la rugăciune, invocând mila lui Dumnezeu peste comunitatea pe care Dumnezeu i-a pus-o spre păstorire. Și dacă vreți, este... Încă una din mărturiile, acelea care dovedesc că Iosif a fost cu adevărat un păstor, a fost mâna lui Dumnezeu peste oamenii din ținutul acesta. Aș spune că răstimpul acesta al păstoririi sale, care este foarte scurt, de aproximativ 3 ani de zile, ca și felul în care s-a sfârșit tot din, din, din voința Sfântului Ierarh Iosif, este iarăși pilduitor din... Două perspective. În primul rând, durata scurtă este cea care, în cazul marilor oameni, dă valoare timpului. Mă gândesc aici, de pildă, la Sfântul Vasile cel Mare, că 9 ani a fost episcop, sau alte cazuri celebre din istoria creștinismului, în care, într-un timp scurt, s-au realizat lucruri absolut incredibile pentru măsura cu care considerăm noi că se pot realiza anumite lucruri în o durată anume de timp. Așa și Sfântul Iosif în cei trei ani a făcut probabil foarte mult pentru coeziunea obștii, pentru coeziunea românilor ortodoxi, din, în general a obștii păstoriților din mitropolia aceasta a Timișoarei. Și apoi la sfârșitul unei păstoriri foarte scurte am venit am făcut ceea ce era de făcut, v-am fundamentat o viață bine întocmită, bine așezată, duhovnicește și administrativ și acum tot eu sunt acela care spun, mergeți în continuare pe calea aceasta, iar eu mă retrag în liniște și nu s-a mai retras la Atos, ci iată-l venind aici în cuprinsul eparhiei sale la această bisericuță care ființa pe atunci, biserica în fața căreia ne aflăm, era în ființă, în momentul în care a trăit încă vreo trei ani de zile Sfântul Ierarh Iosif aici la Partoș, o biserică în care el s-a rugat în ultimii ani neîncetat, zi de zi, și în care a rânduit să fie și astrucat, cum se zice cu un termen vechi, la plecarea din lumea aceasta, la înălțarea sa la Domnul, la plecarea la Domnul, în chiar naosul biserici, aici în fața ușii, în momentul când deschizi ușa, te întâmpină uh, piatra uh, care marchează locul unde a fost mormântul său din anul 1656. Deci mi se par pilduitoare toate aceste uh, semnificații ale, ale păstoririi și ale uh, plecării sale din uh, lume. Fiind, acum poate că facem un arc peste timp, să, să trecem pentru a evoca uh, în uh, toată amploarea uh, uh, viața Sfântului Iosif, uh, important să menționăm de pildă până alte multe minuni, că s-au întâmplat multe vindecări, o să mai menționăm una la 1750, care tot uh, legat de Sfântul Iosif, naște până la urmă noul lăcaș despre care vom vorbi în a doua parte a discuției noastre. La, uh, dar uh, atunci, în momentul plecării sale la Domnul, Uh, a rămas iarăși așa cum a rămas și uh, întâmplarea cu incendiul potolit prin ploaie uh, de uh, memorie neștearsă în uh, conștiința posterității faptul că uh, în momentul în care el a fost așezat în mormânt clopotele mănăstirii au început să bată singure de la sine astea sunt semne într adevăr Dumnezeu și că a fost într-adevăr un om mărturii, un om bine plăcut lui Dumnezeu și care era făclie a lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Să vorbim prea cuvioase Părinte Arhimandit în acest context, pentru că am vorbit de Sfântul Ierarh Iosif și despre faptul că peste vreme, în plină epocă comunistă, în 1950, când împrejurările erau de cu totul altă natură, nici atunci nu erau ușoare, mă rog, la 1656, știm, era stăpânire străină, deja era acum stăpânirea otomană de acum, după 1652 până la 1716. Să, să, spunem că Sfântul Ierarh Iosif a fost printre cei care au fost rânduiți de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în frunte cu vrednicul de pomenire Patriarh stinian Marina, pentru a fi înscriși în ceata Sfinților. A fost întâi hotărârea din februarie anului 1950 și apoi în 7 octombrie 1956, proclamarea canonizării sale, nu putem să nu ne gândim că s-a întâmplat acest lucru la 300 de ani de la mutarea sa la Domnul. Deci 1656, 1956, și că în acele împrejurări, deci într-o pregătire proclamării canonizării sale, aici, în bisericuță, s-au făcut săpături arheologice de către arheologi profesioniști, care, între altele, au avut și menirea de a scoate la lumină sfintele sale moaște și care, cu ocazia proclamării canonizării, au fost duse la. Catedrala din Timișoara și de atunci ele se află așezate în pronaosul Catedralei din Timișoara, în partea dreaptă, cum intri în biserică. Sunt spre închinare credincioșilor și făclie nouă tuturor generații după generații care pășim în acea biserică, dar care, iată, venim și aici pe urmele sale la Partoș. Aș vrea să menționez faptul că, așa cum pomeneați trăsătura vieții, Uh, trăsătura principală a vieții Sfântului Iosif este aceea că viața lui s-a uh, așezat de la început sub uh, semnul providenței. Uh, de mic copil, apoi în Sfântul Munte, toată viața pe care și-a închinat lui Dumnezeu și-a închinat rugăciunii, iată, chemat uh, la slujire și în părțile acestea ale banatului, unde uh, creștinii din aceste locuri și-au dorit un păstor uh, pilduitor prin viața și prin virtuțile sale, a ajuns mitropolitea aici și a împlinit rostul atâta cât i-a fost rânduit, cum spuneați, să rânduiască viața creștinilor, să se arate după chipul lui Hristos, pilduitor prin viața lui, prin exemplul de virtute pe care, care i-a încununat viața, iar atunci când a simțit, că sfârșitul totuși îi se apropie, s-a retras ca momentul mutării din lumea aceasta să fie unul de liniște și de tihnă sufletească. De aceea a venit aici la Partoș, de aceea a ales locul acesta și nu întâmplător pentru că, așa cum evocam și la începutul convorbirii noastre, Partoșul a devenit și prin Sfântul Iosif în timp o poartă a cerului. Dacă vreți, după chipul lui Hristos care s-a făcut, întâi, cum spune Sfântul Vasile cel Mare în anaforaul lui, întâi născut din morți, tot așa, dacă vreți, și Iosif a deschis o nouă cale, o nouă, dacă vreți, breșă în cer, pe unde creștinii care, prin rugăciune, îi se adresează, se pot împărtăși de bucuria comuniunii cu Dumnezeu. Și uh, noi peste generații, tot în chip providențial, ne putem bucura de aceste virtuți și de acest semn al providenței de care s-a bucurat Sfântul Iosif. Uh, hotărârea de a fi trecut în rândul Sfinților din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române uh, precede, dacă vreți, și... Uh, este precedată prin faptul că, în întâi de toate, chiar Patriarhul Miron Cristia, tot de aici, din Banat, să zicem așa, coborât în, 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 în tâiul scaun al Bisericii Românești, se gândea ca și românii să înceapă să își rânduiască și, de, de, de ce nu, să-i să pună spre cinstire bisericii și lumii întregi, sfinții născuți și crescuți uh, din uh, pământul acesta. Ceea ce a făcut vrem de pomenie patriarul Justinian, uh, deci este precedat de ceea ce a încercat și a început Patriarhul Miron Cristia. Mi este cunoscută o uh, corespondență dintre Patriarhul Miron Cristia și Patriarhul Constantinopolului din anii 30, 1930, prin care uh, încerca să rânduiască modul cum și Biserica Ortodoxă Română să purceadă la această lucrare de, de, de canonizare. Lucru pe care, din păcate, nu l-a putut duce la bun sfârșit, iată că, tot sub chipul Providenței, Patriarhul Iusinian Marina reușește, în ani plini de propagandă ateistă, să facă și să împlinească această lucrare, inclusiv cu un vlăstar, dacă vreți, care ședea, care își dormea somnul în pământul banatului, aici, la Partoș. De aceea, în anul 1956, au avut loc și festivitățile prin care, după cercetarea ce s-a săvârșit arheologic aici, în bisericuța mănăsirii de la Partoș, trupul i-a fost ridicat, după rândul spălat cu vin uns cu un uh, sfânt mir așezat într-o frumoasă raclă, ce poate fi uh, până în ziua de astăzi observată, unde uh, a fost așezat uh, sfânt, uh, trupul uh, Sfântului Iosif și până în ziua de astăzi este cinstit de către toți credincioșii. Uh, cred că am mai putea adăuga, înainte de a purce de mai departe pe firul istoriei Mănăstirii Partoș, faptul că bisericuța pe care am evocat o și în care s-a rugat Sfântul Iosif și și-a găsit odihna până în anul 1956 după cum am arătat anterior este o bisericuță modestă de lemn care din fericire s-a păstrat până astăzi tencuită pe din afară, așa cum sunt foarte multe biserici de lemn în zona Banatului pentru a proteja interiorul bisericii din punct de vedere al intemperilor și al căldurii interioare are un specific anume legat de acești stâlpi exteriori aflați în fața fațadei sudice a bisericii deci în latura aceasta dinspre intrare și e amplasată în chip pilduitor într-un loc care a fost anume căutat și în continuare vom uh, continua discuția noastră, pentru a fi, într-o continuitate perfectă, urmată de un nou lăcaș care s-a ridicat la, la jumătatea secolului al XVIII-lea. Uh, uh, așadar, ele sunt una lângă alta. Uh, Arhitectura cea nouă, o continuă pe cea veche, pur și simplu este uh, înălțată în prelungirea. În Dacă îngăduiți, aș spune că arhitectura acestei bisericuțe nu vrea să exprime nimic altceva decât simplitatea viețuirii monahale. Așa este. Smerenia și uh, modestia uh, și în același timp uh, profunzimea trăirii pe care ne-a uh, învățat uh, printre atâția alți mari uh, monahi și uh, părinți îmbunătățiți ai bisericii și Sfântul Ierarh Iosif. Vă rog să continuăm discuția noastră într-o altă perspectivă pentru a putea prezenta și biserica cea nouă a Mănăstirii Partoși. De fapt, este și ea de acum veche pentru că are câteva sute de ani de la 1750, dar este o trecere de la această biserică mică și tradițională românească la o biserică pe măsura timpurilor de atunci. Dar o încă o mărturie a Sfințenii Sfântului Iosif. Una din mărturile de Sfințenie a Sfântului Iosif, ce noi la Partuj, este și această monumentală biserică construită după stilul epocii, baroc, de către, sau pe cheltuiala judelui Timișoarei Marcu Muțiu. Vindecat fiind prin invocarea rugăciun și mijlocirii Sfântului Iosif, acesta își găsește din nou sănătatea și ca semn de recunoștință și de prețuire pentru Sfântul Iosif, ridică în anul 1750 această frumoasă biserică. Este, cum spuneam, o mărturie vie Până în ziua de astăzi, a ceea ce înseamnă uh, o viață de virtute care uh, nu se termină cu mutarea sau așezarea omului în mormânt, ci uh, ea continuă pentru că noi trăim în veșnicie, continuă prin mijlocirea pe care fiecare dintre noi o putem, într o viață de sfințenie, să uh, o împlinim înaintea și prin lucrarea harului lui Dumnezeu. Să spunem că în afara sau pe lângă uh, acest aspect arhitectural atât exterior, dar în primul rând exterior, dar și interior al Sfântului Lăcaș, cu amprenta aceasta barocă foarte limpede exprimată, putem în, același, în aceeași cheie stilistică să facem referire și la tâmpla bisericii, care este tot o tâmplă foarte frumoasă de factură barocă și care a trecut și ea din fericire peste timp, rămânând până astăzi ca o mărturie Epoca acestui stil în zona banatului. Dar mai departe. În același mergem... timp, da. o altă mărturie, tot a Sfințeniei Sfântului Iosif, este și faptul că protopopul Ioan Șuboni, la anul 1782, comandă o icoană care până, astăzi, până în ziua de astăzi străjuiește mormântului Sfântului Iosif. Și este chipul zugrăvit al Sfântului Iosif. Cel mai vechi pe care îl avem, probabil inspirat dintr-o altă icoană ce se zice că ar fi existat. Lucru, prin care, lucru care ne mijlocește și nouă cunoașterea, dacă vreți, și din punct de vedere estetic a Sfântului Iosif. Este, aș zice, cu atât mai semnificativ faptul că acest lucru, adică executarea acelei icoane, se întâmplă la vreo 5 ani după ce. Mănăstiri ortodoxe din această parte a Banatului, inclusiv Mănăstirea Săraca și partoșii au trecut -o, prin debutul unei perioade grele generată de intențiile autorităților habsburgice de a lichida rezistențele mănăstirilor ortodoxe în această parte. Era peste an ceea ce făcuseră cam cu un deceniu și ceva mai devreme prin generalul Bucov în Transilvania. Deci aici s-a produs o, o asemenea uh, instaurarea, instaurarea stăpânirii austriece, habsburgice, uh, a dus, uh, într-un fel spus, cu de la sine și această uh, acțiune de uh, eliminare a așezămintelor monohale, monahale ortodoxe, astfel că atât partoșu, cât și săraca și altele au fost uh, desfințate, patrimoniul lor, uh, mă refer la o doare, și alte lucruri de preț au fost uh, adunate la mănăsirea Mesici, oarecum afl aflate în apropiere, dincolo de granița de astăzi a României, lângă Vârșeț. Și uh, Biserica asta a regim de biserică parohială. Parohială, pentru că și comunitatea ul ulterior s-a comasat, după cum spuneam, a devenit uh, centrul al vieții uh, comunității de la parto Și uh, până în uh, anul 1944... Când uh, Mitropolitul, episcopul de atunci, uh, Vasile Lezerescu, a gândit uh, renodarea unui fir uh, de viețire monahală uh, și aici, la Partoș. Fiind uh, la acea dată mănăstire de Maici, 1944. Da. Lucrul acesta uh, n-a putut dura foarte mult pentru că a intervenit uh, foarte regimul cunoscut, comunist. Uh, acel decret 410 din 1959. Între timp însă aici se făcuse răsăpăturile arheologice, cercetarea, proclamarea Sfântului Iosif, despre care am vorbit în prima parte a e, ediției noastre de astăzi. Moaștele sale erau deja la e, Timișoara, în Catedrala mit, e, Mitropolitană de acum, că era deja proclamată Mitropolia la acea dată. Da? Și e, în e, anii următori a existat din partea Mitropolii Banatului, respectiv anul preasfințitului părinte de Vrednică pomenire Nicolae, intenția foarte de aproape urmărită de a renoda firul, iarăși de a renoda firul vieții monahale aici, s-a produs peste vreme, abia la începutul secolului 20, în condițiile noului regim de după 1990 și aș vrea să evocăm și această perioadă de, de prin anul 2008 în anii din urmă. După încercarea metropolitului Vasile Lăzărescu din 1944 de Re, a reînfiriva viața monahală aici, iată că și metropolitul Nicolae Corneanu în anul 2008 reușește, cel puțin până în ziua de astăzi, să restatornicească viața monahală la Partoș și prin decizia Sinodului Mitropolitan s-a reînființat mănăstirea de la Partoș de asta dată pentru călugări locul fiind să zicem așa ocupat în primul rând de Părintele Stareț Varlam Almăjanul care împreună cu frații pe care deocamdată îi are în apropiere au reușit să înfiri pe viața de rugăciune viața de uh, angajare, nu doar din punct de vedere duhovnicesc, cât și din punct de vedere social, uh, reușind să transforme mănăstirea într-un centru de mare interes și uh, de uh, activism, să zicem uh, social, cultural, spiritual, pentru ceea ce înseamnă, întâi, de toate părțile, dar și pentru uh, comunitatea mai largă bisericească. Pentru că după toate și prin toate acțiunile pe care uh, părintele Varlam le-a inițiat aici la Pardoș, s-a uh, reușit uh, uh, o serie de, de activități cu caracter pastoral, misionar, uh, cultural, cum spuneam, care, uh, au, adunat, uh, care a, au adunat oamenii în jurul bisericii, care au recreionat, să zicem așa, comunitatea bisericească, accentul, bineînțeles, fiind pus pe Euharistie. Potirul adună comunitatea, potirul uh, adapă setea de, uh, de viață a oamenilor și mai ales a celor care mărturisesc pe Hristos. Un comitent uh, a uh, început și o foarte uh, activă completare a incintei mănăstirești cu noi construcții și aș vrea să vă rog să vă referiți și la această lucrare care este tocmai în curs, în special pe latura de sud a incintei în momentul de față de când a venit Părintele Varlam aici la Parto și împreună și cu noi cei de la centru Eparhial am regândit incinta și de ce nu modul în care a trebuit să se dezvolte viața călugărească. Iată că a reușit într-un timp scurt pe de-o parte și pe, în, în, interior să se restaureze în parte locașurile de cult, dar în același timp gândind pe viitor viața monahală, au ridicat și este în curs de finisaj un nou corp de chilii cu toate cele necesare, împreună cu inclusiv o capelă pentru spovedani și alte, alte servicii religioase. Și sperăm în cel mai scurt timp viitorii viitor să poată să își desfășoare viața de rugăciune în acest nou corp de chilii. Preacurioase Părinte Arhimandrit și Exarh, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune cu aceste frumoase considerații nu numai de istorie legate de așezământul monahal de aici de la Partoș, dar și considerațiile acestea duhovnicești care sunt menite să arate că într-adevăr aceste vetre vii ale ortodoxiei noastre au un rol extraordinar de important cum l-au avut în decursul istoriei și acum, în vremea noastră, în secolul 21, în păstrarea conștiinței noastre ortodoxe și românești deopotrivă. Deci, împreună cu mulțumirile pe care vi le adesez cu toată condescendența, Stimați telespectatori, ne luăm rămas bun aici de la această prezență noastră în fața vetrei monahale de la Partoș, din părțile Banatului, nu înainte însă de a vă adresa, ca întotdeauna, invitația de a ne fi alături la alte ediții ale ciclului nostru de emisiuni Comori ale Ortodoxiei, acolo unde ne vor purta pașii în perioada următoare. Să ne revedem cu bine!